Da. Bun, trebuie să mă prezint prima dată. Puteți să vă dau buletinul? Dați-mi, domnul, vreau un buletin, să știu Ia, unde să poftim. vă rog. Aici e buletinul meu. Bun, deci domnul Alex. Desigur. Deci, ca să fie așa pe Spuneți-mi, scurt, vă rog, cum ați, ce problemă aveți? ieri seara, m-a prins un băiat aici în centru și a zis că dacă vreau să fac ceva bani. M-am băgat în chestia asta, desigur recunosc, dar trebuie să mă duc să dau la șeful acestei organizații o sumă mare de bani. De ce? Nu știu. O să, că dacă nu dau până la ora 3, după masă, mă moară. O sumă de în jur de 16.000 de euro. Vorbind în euro. Da. Eu bine Din știu și moment ce locația. v-ați băgat, a fost alegerea dumneavoastră, domnule. Păi m-am băgat, dar mie nu mi-a zis nimic de chestii de astea. Aveți informații despre acel domn? Desigur, am. E îmbrăcat tot gruparea lui e îmbrăcat doar în costum negru. Sunt un pic mai negri la ten. Cam le știu și locația Șocule! de petarde, să spun așa, sper să nu fiu unul dintre ei pe aici, că n-am chef să mă trezesc cu un glonț în cap. Domnule, dar nu stă pe jumătate de scaun. Deci vă dau și locația, vă dau și de toate. Vă spun și la ce oră. Da. Stai liniștit, stai liniștit. A vorbit Dumnezeu. Nu Da, mă nu bagați mă spune seama. domnul să scriu aici pe calculator să-l dea A unui om vorbit de el. Dumnezeu, s-a spus că dacă... Da, că asta m-a zis numai un cap. Aveam. Bun, pot să scriu deja 1,80 m. Cred că ai spus-o cu voce tare, că am auzit-o și eu. Da. 1,80 m, îmbrăcat tot în costum negru. Deci chiar și pantofii erau numai negru. Și erau vopsiți negru în cap. Da. Doar atâta. Altceva nu știu. Doar la unul îl cheamă Ionuț, care a zis că cică mie îmi va fi bodyguard. Atâta Io. tot. Ionuț. Da. Așa. Locația unde se vinde, vă pot arăta, dacă puteți să veniți cu mine. Spuneți, domnul, unde că avem tot pe calculator aici. Stați puțin că trebuie să mă uit la mine pe GPS, ok? Stați că revin imediat. Bună ziua. Bun, m-am uitat. Știu unde ar putea fi? Spuneți. Deci e să face o vânzare de mașini pe strada mai încolo, cum nu mai știu numele străzii. Dar lângă să construiești un bloc. Normal, cam pe acolo ar fi locația de unde se cumpără. Domnule, am și o întrebare, Bine, dacă domnule. se poate. Nu știți unde Spuneți. spun. Barăm, Ok. Cam pe acolo ar fi locația de unde se cumpără. Pe de acolo... Unde m-a dus ieri, mi-a cam pus căcula pe cap și n-am văzut unde a domnul, am făcut-o și o cu întrebare, șoferul lor. dacă se poate. Spuneți. Ok, întrebarea mea ar fi ce aș putea face eu acum în momentul de față. Mă pot baza pe poliție sau nu mă pot baza? Dar în momentul de față Că avem informațiile, mai am două domnul este ore. dat în urmărire. Deci, mai repet încă o dată, domnii sunt îmbrăcați tot în Da, costum negru. negru. Da. Deci doar atât am apucat să văd și numele la un băiat e Pionuț. Atâta. Șeful Domnul, nu seamănă lor nu s-a cumva cu ăștia de prezentat. aici de jos? Poftim? Nu seamănă cumva cu ăștia de aici de jos? Băi, băieți, haideți că am apucat să filmăm și partea asta. Bine, domnul, o să ne ocupăm de caz o zi bună. Bun. Și atunci cam pe unde aș putea să aștept? Că mai am vreo 2 ore. O să vă contactăm noi, domnul, dacă avem Atunci mă buletinul duc să mă calculator. ascund. Hai că am eu un loc. Te ascund eu dacă vrei. Pe unde vrei? Poftim? Pe unde mă ascunzi? Îmi por bagaj pe la mine, hai că-ți arăt. Ia-te.
Opa, dar ce mașină aveți, domnul? Frumoasă mașină, domne. Ce s-a întâmplat aici? Alo, domne, alo. Mă omori. Băi, nesimțitule, ia dă-te, mă. Băi. Băi. Mă, ce fac, mă? Mă omori, ești nebun. N-am, mă, unde e? Denis, unde e celălalt? Aici, mă. Avem nevoie de o mașină prima dată. Bă, nu mai tura, mă, motorul ăla. Am eu mașină. Mamă, ce turează ăștia? Ce turează motorul, bă, ele... N-am mașină, trebuie să căutăm, haideți. Domnul e din spate. Hai, Denis, cu noi! Hale! Băi, băieți, noi deja... Am, pe acum mergem direct să ne ascundem. Eu zic să chemăm un Uber. Domnul, stai un pic acolo, stai un pic acolo în spate. Te rog frumos. Bine. Haideți, mă, mașina! Bă, dar de unde era, mă, mașina? Am găsit-o mai încolo, puneți-vă centurile. Ce facem acum? Unde ne ascundem? Aveți voi o locație? O locație... Dacă vrei știu o locație de la niște arabi. Mhm, și ce vreți să fac cu ei? Stăm acolo. Păi și pe aia când ordine ce facem? Păi arabe, cum dracu vreți să vorbesc? Cum vreți să vorbesc cu arabul, mă? Și eu arabă. Ah. Auzi, da. Vreți să auziți, domnul? Nu, domnul, nu. Adică colegul, nu. Era asta în colegi. Bine, colegul. Păi bine, și tu n-ai depus plângerea mai. Ba da, domne, am depus-o la domnul jandarm. Păi, și da. Atunci unde merge să ne ascundem? Eu zic să căutăm o locație în afara orașului, domne. Ia uite-te pe GPS-ul mașinii. Ia. Păi ia caut, ai găsit? Prin sătucul ăla. Prin sătuc acolo, domnule. Este acolo ceva, casă părăsită? Este pe acolo, că o găsit, băi. Bine, bine. Băi, sper să-i găsească cât de repede. Da. O zis că cum te contactează? Cum mă contactează? Păi prin telefon sau cum? Te sună? Nu știu. Eu a zis că mă cunosc pe acum. Apoi... Dacă ești ascuns, de unde dracu te găsește? Băi, eu știu. Poate între timp mi-a băgat unul ceva în cur. Și, na. Știi tu cum e? Nu, domn, nu m-am uitat eu, domne, nu era nimeni în spatele tău. Bă, dar mulți au așteptat acolo, mă, când am fost. Da. Parcă era un star. A. Păi, într-un fel, cam, na, am vorbit de față cu toată lumea, deci aici mă pot aștepta chiar să fiu vânat, deja. E grav, domne. Ai o armă la tine, ceva? Denis, ai armă la tine. N-am. Păi poți să faci rost? Dar lasă că Denis se bate cu pumnii, că la cât de nebun e el. Ăla dă cu capul. Pietre. Na bine. Aici, nu? Căutăm vreo casă pe aici. Le ascundem. Băi, aici nu sunt mai țigani, avem un prieten aici, se numea Trevor. Nu mă țigam pe aici. Ia, mergi mai în față. Știi, Ferentariu din București. Faci aici, ăsta seamănă cu Ferentariu. Dreapta? Da. Ia mă, că cunoașteți bine locația. Și acum... Păi eu m-am bătut cu țigan pe aici, ia oprește alea aici să vedem dacă... Poate-i prietenul meu acasă. Să-i fut vreo doi pumni în gură. Hai să mergem încolo. Băi, eu îmi scot deja... O spumnia? Da, stai un pic. Băi, trebuie să ne scoată niște arme. Că... E o problemă. Nu știu, se știe deja ce va putea fi, adică... Domnul, nu vă speriați. O lăsat ușa deschisă, haideți, domne. Domnul, să nu vă speriați, dar mai da, bine e okay. Stau prudent. M-am obișnuit cu armele. Ok, haideți că lăsat ușa deschisă. Aoleu, cum costă ce bă aici?
Bă, stai băiatul ăla! Ce dracu, mă? Ăsta-i Michael! Băiatul ăla, Michael! Ăsta! Păi nu te văd, domnul! Unde vă, unde-și colegul? Cred că s-a buguit. Ia, hai să ieșim din casă. Domnul, mă vedeți? Da, hai, domnul, da. Gata, haideți colegul să-l căutăm. Opa, ce-i cu sunetul ăsta? O mașină. Ia, urcați. Unde-i? Bă, oh my god. Domne, domne! Hai să-l luăm pe ăla. Dar de ce să-l iau? Lasă-l acolo, lasă-l pe acolo, mă. Zi, mă, să-l lasă-l acolo, lasă-l acolo. Domnul, lăsați-l. Da, bine, mă. Bă, Denis, du-te, mă, după el. Hai, lăsați-l, domnule, am vrut să... Lasă-l, domnul. Păi și atunci, ce fac, domnul? Stau aici? Nu, domne, urcați, hai că mai căutăm. Trebuie să găsim noi, bă, ceva. Aveți grijă cum conduceți, numai. Îți bun, domnule, am luat permisul, ok. Mașina asta vom avea nevoie de ea, mult și bine. Uitați-vă dacă sunt uși deschise. Intrăm pe sei. Nu. Ia, mergeți mai în față și faceți dreapta aici. Ce, pune, domnul, mă? Pune, colegul, pune pe GPS. Să pună ăla din față. Păi da, GPS, pune pe GPS, coleg. Fiți lângă noi, domnul. Colegul, bă, Denis, bă, colegul. Colegul, bă. Dar ce? Aoleu, dar ce e aici? Aici vrei să mă duci, mă. Aici ați dormit, da, dracu. N-avem, mai, n-avem nimic. Dar du-te, dracu. Hai, mă, să mă, bă. Aoleu. Da. Bine. Da, bine, dracului. Păi, băi, aveți un pic de lapte sau? Mă cam dor un pic piciorul, da. Vreți să dormim aici? Nu știu ce zic. Ia, avem 3 borcane, 4. Bă, dar ce scurg? Bă, dar borcanele alea sunt... Ce găite, ce trecu, bă, vai, capul. Eu zic să plecăm de aici, nu vreau. Că aici cred că stau boschetarii, dracule.